După numărarea voturilor, USL are aproape sigur și 28 de municipii. Nu mai spune că sunt și primării unde se alternează primul loc cu fiecare raportare, de exemplu la Cluj-Napoca, 42% PDL, 38% USL. Actualul primar al municipiului Târgu Mureș, Dorin Florea, a câștigat un nou mandat obținând 54,04% din voturi, conform unui exit poll realizat de Geopol Transilvania la Comanda Realitatea TV. El este urmat de Gheorghe Funda de la UDMR cu 30,76%, Cornel Brișcaru de la USL cu 10,11%, Smaranda Enachie Independent 3,42%, Benedet Imre de la PCM 1,67%. La Consiliul Județean Mureș, conform Mexicomului, actualul președinte locului Edita Enrique de la UDMR cu 32,99% a fost depășit de candidatul USL Ciprian Dobre, care a obținut 35,04%. Candidatul Marius Pascan de la Alianța pentru Mureș a obținut 30,07% și Virojol de la PCM 1,9% conform aceleași exit poll. La Consiliul Local Târgu Mureș, Alianța pentru Mureș este la egalitate cu UDMR, USL a obținut 27,79%, PPMT 2,18%, iar PCM 2,05%. La Consiliul Județean Mureș, Alianța pentru Mureș are 29,5%, USL tot 29,5%, iar UDMR 31,69%. Exitpollul prezenta rezultatele la ieșirea de la urne la ora 19. Așadar, dat câștigător de exit poll, Dorin Florea, candidatul Alianței pentru Mureș la primăria Târgu Mureș, se mulțumește Târgu Mureșenilor pentru încredere, dar știe că așteptările oamenilor sunt mari. Eu le mulțumesc Târgu Mureșenilor pentru încredere, pentru că acest lucru mă onorează și sunt absolut convins că așteptările sunt mai mari.